Piratul cel Teribil, un cavaler de dezmembrat. S-a întâmplat ceva interesant azi, capitane? Interesant? Nu! No. Violent și îngrijorător! Ce naiba-i aia? Arată ca un om de fier care călărește un cățel mare și alb. Ăla e un cavaler, Snack! Și nu călărește un câine, ci un cal! Doamne sfinte! Tu ai fi capitanul acestui vas figuros? Poftim? Tu comanzi această măreață corabie? Dacă vrei să spui că eu sunt capitanul acestui vas amaret, răspunsul e da. Mă numesc Sir Găfâitorul, cavaler liber profesionist. Vreau să angajez vasul tău pentru o importantă misiune de salvare. Băi, mă tem că n-ai noroc, prietenul meu metalic. În afară de faptul că voi, cavalerii, sunteți foarte săraci, eu nu mă ocup de salvări și oricum e ziua noastră liberă. O zi bună mai departe, la revedere. Te implor! Ești singura mea speranță. Îmi pare rău? Dar această frumoasă fecioară a fost răpită de un cavaler negru și e ținută cu forță pe insula îndepărtată. Nu-mi pasă. O zi bună! Dar e... ea e... ei... iubirea vieții mele! Soarele sufletului meu! Păi pot să sugerez să fii mai atent la ea și să nu lași un cavaler negru are care să vină să o fure, da? O vrajere a fost aruncată asupra persoanei mele și s-a risipit doar în zorii acestei zile. Unde ai învățat să vorbești? Acum, uite, sunt foarte ocupat cu cititul ziarului. Poți să rog să pleci? Oh, cum să mă transport pe această insulă îndepărtată? O, tragedie! Nu voi mai auzi niciodată încântătorul neascunsitul râset al iubitei mele! Nu voi simți niciodată căldura îmbrățișării ei! Sunt condamnat să trăiesc în întuneric fără ea, singur, pentru totdeauna, pentru veșnicie, veșnic! Uite ce, mi-e foarte greu să citesc când te smiorcă acolo. Poți să mergi în altă parte, te rog? Biata! Minunată! Frumoasă! Bogata mea viitoare mireasă! Scuze, ai spus cumva bogată? Da, e chiar bogată și e moștenitoarea unei mari averi din biscuiți pentru câini. Ar fi vorba de o recompensă cumva? Recompensă? Adică faci asta pentru bani? Nu din bunătatea sufletului tău? Sigur că pentru bani, gogomanule! Trebuie să plătesc vasul, nu-i așa? Atunci vei primi o recompensă. Despre ce sumă e vorba? Păi, nu știu, o monedă lucitoare de aur? Ce zici de 10.000 de monede lucitoare de aur? Ar trebui să fie de ajuns. Atât de multe monede cere? Da, păi, eu sunt cel cu corabia, nu? Sir Găfâitor, acum că suntem pe drum, ar fi foarte de ajutor să știm numele insulei spre care mergem. Acest loc e numit Insula Fericirii. Sună înșelător. Cine a răpit-o pe doamna asta? Un cavaler negru pe nume Percy. Percy? Percy, cavalerul cel negru? Da, un ticălos rău și perfid. Un mitocan de primă mână. Băi, cu un nume ca Percy, la ce altceva te-ai fi așteptat? Asta e Insula Fericirii? N-aș vrea să vadă Insula Supărării. E timpul să ne avântăm înainte, să salvăm fecioara. Nu, de ce ar fi să te aștept eu aici? Nu te alături luptei! N-a zis nimeni nimic de vreo luptă! Lupta costă în plus! Dacă vrei să lupt, o să te mai coste 10.000 de monede! Foarte bine, voi avea nevoie de orice ajutor! Așa să fie! Bine! Deci unde este castelul cavalerului negru, sir? Pe vârful acelui vulcan! Acolo sus? Cum? Probabil rezistent la foc! Hai, trebuie să-i dăm zor! Vin! Suntem aproape de mlaștina puturoasă! Aproape de ce? Trebuie să umblăm atent! Păi de toată lumea știe că cel mai bun mod de a trece printr-o mlaștină este să o faci repede! Capitane! Repede! Nu-i timp! Viermii de nebol îl vor devora! Ce? Haide, vierme de nebol! Scuipă-l afară pe capitan! Haide! Haide! Pe tot! E cel mai înfricoșător lucru care mi s-a întâmplat! Trebuie să mergem prin mlaștina puturoasă cu atenție! Da, mulțumesc pentru avertisment! Mai e ceva ce trebuie să știu? Hai să înaintăm! Priviți castelul diabolicului Percy! Mai să fie ce atrăgător arată!
Dacă Percy a făcut rău încântătoarei... Prințesa! Aha, în sfârșit, Sir Găbuitorul, știam că vei veni. Acum te pot distruge odată pentru totdeauna. Dacă ai atins un fir de păr din capul prințesei, am să... Hai să ce? Hai să smurdărești armura? Vino cu mine acum în arena vânătăilor și ia-ți ce te așteaptă. Cu plăcere! Mi-am scrântit glezna! Hai, ridică-te, papa lapte! Diabolicul Percy vine încoace! Tu, ca secundă-l meu, trebuie să te durezi în locul meu! Ce? Oh, nu, nu trebuie! Lașule, apără-te! Haide! Nu primesc armură? Pune asta pe tine, capitane! Abia văd prin asta, Slack! Cum vrei să lupt într-un duel? Vrem, capitane, că te voi pune eu pe direcție și apoi încep să agiți sabia aia! În regulă, Percy! Pregătește-te pentru cea mai mare vigărere de viața ta! Vrei un cucui sau două? Și acum am să te trag în frigare ca pe un... lucru cu o frigare în el! Îmi plac cu bule mici! Când am să termin cu tine! Gata, mie mi-a ajuns! Uite, Percy, așa nu ajungem nicăieri. De ce nu rezolvăm asta într-o manieră mai sportivă? Adică? Păi, mă gândeam la un concurs de sărituri în apă. Păi, nu știu. Oh, sigur, vei fi grozav. Dar n-am kilos de baie. Poftim, purezește-a. Ești gata? Păi, acum sărim în același timp, da? Sigur că da. Ești gata? Sari! Cred că e apă tare. Excelent, domnule! Lupți cu curajul multor bărbați! Da, nu mulțumit de ție! Ce-ți face glezna? Oh, e bine! Voi supraviețui! Îmi pare rău să aud asta! Bun, hai să găsim prințesa aia ca să-mi primesc banii! Da, de aici ar trebui să mă audă! Aici, prințesă! Haide! Oh, prințesă! Oh, ce fată cu minte! Ia, iubita mea! Asta e prințesa? Da, da, da! Și aceștia sunt oamenii amabili care m-au ajutat să te salvez! Nu-mi da mie, prințesa! Dacă nu mă șel, îmi datorezi 30.000 de monede de aur! Prințesă, nu! Fetițerea, nu-i mușcă pe piratul cel drăguț! N-a fost niciodată prea bun cu animalele! Ei bine, capitane, ți-ai primit recompensa. Da, cred că a meritat. Și doar o serie de 15 injecții antirabice de îndurat snack. Una peste alta n-a fost o zi de muncărea. Și uită-te la toți saci ăștia, capitane. 30.000 de monede. Da, ce mai priveliște. Mă gândesc chiar să-ți dau ție 6 din ele. 6 saci? Serios? Nu, 6 monede. Nu fi ridicol. Ei, ce n-am mai făcut aici? Aia sunt banii mei. Nota de plată. 30.000 de monede de aur. Păcat, capitane. E bine, încă mai am 6. Dar astea sunt ale mele. Dă-le încoace. Am fost aproape bogat. Nu chiar aproape, Slack, dar totuși 6 monede sunt în început. Cum ne mai simțim azi, domnule Jack cel Teribil? Capitanul Jack cel Teribil și ne simțim mizerabil. Atunci poate vă ajuta asta. O ploscă nou-nouță. Oh, mulțumesc. Cu multă plăcere. Te costă 6 monede, amice. Ei, norocul vomită iar pe pantofii mei albaștri, Snack. Privește partea bună, domnule. Ar fi bine să fie ceva bun, Snack, sau te lovesc în cap cu plosca. Păi, ești sănătos. Aaaa!